La avanpremiere la Flight Festival de la Timișoara putem să ajungem până în Florida fără să luăm avion, deocamdată. Florida Project, sunteți invitați să-l urmăriți și cu gândul la 1 iunie, ziua copilului, pentru că e o fetiță adorabilă, de fapt sunt mai mulți puști pe acolo, care o să vă înduioșeze suficient, ca să nu mai vorbim de William Defoe, care e extraordinar. Și e o poveste duioasă, e o poveste tandră, care cu siguranță că o să ne facă bine. Și uneori chiar să o vedem și să o revedem. Puștoaica, pe care o cheamă Brooklyn Prince, e chiar din Florida. În film o cheamă Mumi. Și e la limită o brăsnicuță. Din când în când, chiar mai puțin respectoasă, dar promite că în viața reală niciodată nu repetă niciun fel de cuvânt mai buruienos sau vreun gest nepermis. Mai mult decât atât, e deja la școală și o face de acasă. Dar spune că se plictisește, noroc că joia merge la colegi. Până când o să ajungă, cu siguranță, și la colegi, pentru că a declarat că vrea să se facă o actriță până la capăt. Cred că de la Shirley Temple n-am mai văzut un copil atât de atașant. Și poate că, într-adevăr, cariera ei va fi fără de sfârșit. Dar aș mai adăuga că și mămica din film e aleasă de Sean Baker, un foarte bun regizor, scenarist și operator și chiar și editor independent. O să vă amintească mult filmul de Little Miss Sunshine. E bine, mămica din film, că o poveste mai specială, în realitate, a fost aleasă de pe Instagram. Nu v-ați gândit, nu? Vedeți? Nu e întotdeauna singura soluție să treci pe la un casting. Asta nu că v-aș sfătui să renunțați. Dar filmul nu o să-l uitați așa curând. O să vă înduioșați, o să zâmbiți, o să vi se facă poftă de înghețată și pentru că deocamdată la cinema, doar în aer liber, ca aici, și cam Florida, acolo unde se întâmplă pe lângă un parc Disney, toată povestea, puteți să vă faceți o mică tratație. Sunteți la voi acasă și poftă până la filme!